Și acum, dragii mei supuși, am terminat de prezentat toți vecinii cei noi care vor sta să ne ajute în vânătoare. Șeful, o stați, nu chiar pe toți. Mai am niște vecini care nu cred că o să vă placă, dar i-am băgat totuși. Haideți și în zi, hienelor! Hiene? Sarabi, tu vezi și tu? A adus hienele. Scar, de ce zici de hiene? Sarabi, uită-te! Biata, Sarabi, lasă-o că nu mai poate mișca nimic. Zira, nu vorbi așa. Scuze, dar ăsta e adevărul. Voi o să mă ajutați mai mult decât aceste blestemate de leoaice cu handicap. Ne-am înțeles? Voi o să aveți grijă ca niciuna să nu treacă de graniță, ca niciun mascul să intre aici în afară de mine și ca orice leoaică să respecte programul de cină, de mic dejun și de seară. Ați înțeles? Foarte clar, șeful. Bine. Bine ați venit. Voi sunteți total invitați în regat. Poți permite hienelor să se mute? Tăcere, Sarafina! Aici. Mufasa. Da, toți sunteți supărați pentru moartea lui, dar nicio grijă. Cu mine la conducere o să vă fie mai bine. Acum, intrați toate în burlog. Repezor! Dar, Scar... Repezor, am spus. Mulțumesc, regele meu, că mi-a adus surorile aici și unele dintre prietenele mele. Da. Du-te la culcare, Zira. Mufasa. Mirosul lui Mufasa. Sarabi, să-ți fie clar. Nu vreau să mai aud numele ăla. Vreodată. Înțelegi? Huh?
Da, domnule. Bun. Acum intră înăuntru. Unde au intrat hienele? De unde pot să știu că nu ele mi-au omorât fiul? N-au făcut-o ele. Ți-am mai spus. A căzut în spin. Treci în burlog, fie dacă-s hiene sau nu. Nu mă interesează. Intră.